despre uleiuri esențiale, aia a fost perioada în care ai învățat sau știai ceva deja despre? Despre partea asta holistică, despre partea adică cum era cu relația ta cu sănătatea sau viziunea ta asupra sănătății? Eu deja eram pornită pe un drum al sănătății, nu, nu denumeam holistic, nu, nu aveam conceptul de holistic în minte. Țin minte căutam în foarte multe părți remedii naturale. Pentru, adică de câțiva ani noi nu mai foloseam, eu personal nu mai foloseam nimic sintetic, asta pornind de la Sofia. Am tot căutam remedii naturale și despre uleiurile esențiale auzisem, le și văzusem, nu m-au interesat cine știe ce. Da, mi-au plăcut cu miros, da, și chiar le văzusem la una dintre mămicile la care am fost și atât am reținut că sunt scumpe. Și ea le, le, prețuia și le ținea așa într-un loc foarte frumos, ca pe niște bijuterii. Și am zis, a, astea scumpe nu pentru mine. A, cu asta am rămas. Bună ziua, dragii mei! Și bine ați venit la un nou episod al podcastului Povești de succes și conversații de suflet cu mine, Elena Cimpoieșu, ca de obicei. Avem astăzi un nou invitat, de asemenea un diamant plus în echipa Donectar, de altfel sunt uh, sunt, îi sunt doi, da, sunt primii diamanți în echipa noastră, sunt cei care au devenit primii. Uh, și, deși îi așteptam astăzi pe ambii, uh, Minola și Petru Haja, uh, în final o să discutăm doar cu Nevasta, doar cu Minola Haja uh, și o să-i spun bun venit. Bună, mulțumesc pentru invitație. Uh, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Știu că a trebuit să treci peste niște provocări, au trei copii. Deci sunt ceva de așezat așa până, până să, să te apuci de o treabă, cum ar veni Cum e să fii primul? În cazul vostru, cum e să fiți, sau cum e să fii da, primul diamant într-o echipă? Cum e să fii primul diamant? La început a fost o bucurie și pe parcurs tot o bucurie a fost Dar la început a fost așa o, o imensă bucurie că am reușit să realizez și eu ceva Apoi a venit și responsabilitatea din spatele acestui rang, pe care nu știu, nu cred că eram chiar pregătită să o îmbrățișez la momentul acela. Nu înțelegeam prea bine ce presupune și cumva, cum spui tu, m-am luat rangul pe dinainte. Eu am încercat să țin pasul, apoi, și asta n-a dus decât la o dezvoltare a mea, o mai accelerată decât aș fi crezut. Ai zis foarte interesant, apropo de ritmul tău și apropo. Noi o să discutăm astăzi despre dotera, bineînțeles, despre povestea voastră, despre ce ați făcut, cum ați făcut, bineînțeles, varianta foarte pe scurt. Nu o să avem. Pot oare o oră, ar trebui să ne încadrăm în acea o oră. În același timp, aș vrea să trecem prin toate, cum ar veni. Și pentru că ai spus, na? ai spus o frază pe care cred că ar trebui să o explicăm, știi, până. Deci ar trebui cumva, tot, toată povestea de astăzi, cumva să ajungem să o și -o explicăm, că am realizat și eu ceva. Dar până să ajungem acolo, aș vrea să, să începem cu începutul, să începem cu Geneza. De unde veniți? De unde ești? De unde vii? Unde te-ai născut? Unde ai copilărit? Uh, hai să începem de acolo. Ok. Eu sunt din Tecuci, județul Galați. Uh, acolo am trăit până, la, până am început facultatea, în Iași, pe care am continuat-o ulterior la București. Uh, a fost o copilărie presărată cu de toate. Uh, am avut o perioadă în care am avut și bani, tatăl meu avea o propria lui afacere, apoi a urmat o perioadă în care nu am mai avut bani, a fost uh, perioada de liceu în care am avut tot felul de lipsuri, fără uh, gaz, trăiam fără gaz în casă, fără căldură, fără apă caldă. Uh, dar uh, perioada asta n-a făcut decât să mă uh, modeleze să pot să mă descurc în orice situație s-ar întâmpla vreodată. Amintiri, așa, nu am foarte multe din copilăria mică, cel puțin până în 3-4-5 ani. Apoi, am fragmente din gimnaziu, dar cele mai multe mi le amintesc din, din liceu. Am avut-o pe mama care m-a păzit, m-a păzit tot timpul, știam că cineva este acolo în spate și mă urmărește. Da, am rămas așa cu sindromul Big Brother. Uh, și uh, tata, uh, un tip foarte relaxat, și uh, el ne ținea prelegeri, foarte multe prelegeri, ne ținea în picioare și ne vorbea foarte, foarte mult. Și bucata asta de prelegeri pe care ne le ținea și-au pus amprenta asupra noastră și au contribuit la caracterul și comportamentul nostru spuia noastră, mă înțeleg că mai sunteți frați, surori? A mea și a surorii mele, da. Tu fiind? Cea mică. Cea mică, mezina. Important, cred că am toți care au fost până, până, acum la noi, toți sunt mezinii. Toți invitații în podcast, până în acest moment, toți sunt mezinii în familie. Știi, noi de multe ori vorbim că în copilărie se formează toate cele, mă rog, toată viziunea noastră asupra lumii, toate, toate um, programele subconștiente, toate convingerile limitative. Văd că te-ai limitat cum ar veni la partea foarte frumoasă a copilăriei tale. Uh, Totuși, care crezi că în cazul tău au fost acele, acele, programe subconștiente, cele mai importante? Bineînțeles că ele sunt foarte multe, n-ai să le spui pe toate. Dar așa, top 3 pe care le-ai putea defini în momentul ăsta, care ar fi? Programul de sărăcie, limitările de toate felurile, limitări, peste limitări, în orice, în gândire, în acțiune, în manifestare, să nu mă, să nu mă fac de râs. Să fii fata cu minte? Uh, da, da, și asta a fost, dar n-a fost în top 3, dar a fost pe undeva. Să corespund, nu contează cu ce, să corespund. Și asta cu să fiu prima, să... Pentru că sora mea era cea, ea era prima, uh, ea făcea lucrurile, uh, din punctul meu de vedere, uh, mai bine decât mine, învăța mai bine, uh, avea o capacitate de gândire mai dezvoltată decât a mea, așa percepeam eu la vremea aia, ea era cea deșteaptă, iar eu eram cea frumoasă. Evident că în subconștientul fiecăreia s-a înțeles pe dos că ea e cea urâtă, iar eu sunt cea proastă. Și cu toată, toată viața, cam cu asta am avut de-a face. Da. Și în liceu, am făcut liceu unde a făcut și sora mea, Ia fiind cu un an jumate mai mare decât mine, am prins-o doi ani în liceu acolo și am intrat cu teama de a nu o face de râs în fața profesorilor. Ce visai în copilărie? Care erau? Ce-ți doreai? Ce visai? Știi, mai ți minte întrebarea cu ce vrei să te faci că nu te faci mare? Eu nu am visat nimic. Nimic? Nu-ți doreai? ce -ți doreai? Nu te vedeai ceva, nu știu, o anumită meserie? N-ai visat nicio anumită meserie, nicio anumită profesie? dorințe nu erau deloc, de niciun fel? Eu uh, nu mi-aduc aminte de dorințe. Iar am stat uh, destul de mult timp să cuget la treaba asta și nu-mi doream chiar nimic. Știam, știam că la un moment dat o să am o viață frumoasă, fără lipsuri, cu o familie frumoasă. Asta, cred că am știut din totdeauna. Adică asta a fost uh, vocea aia din spate care m-a asigurat Chiar dacă acum este foarte greu, chiar dacă, dacă acum nu prea ai ce mânca, chiar dacă acum îți este frig, o să fie bine. Și asta m-a dus mai departe în viață. Respectiv, ai, ai zis la un moment dat că ai, înainte să mergi la facultate, mă rog să mergi. Deci ai, ai, ai mers totuși la o facultate. Deci ai ales o facultate, apropo, ce facultate? Facultatea de Studii Economice de la ea. Și ai ales-o pentru că? Pentru că prietena mea de aici, din Piatra Neamț, mi-a spus că pot să ajung cu bursă în Franța în anul 3. Și mie îmi plăcea limba franceză. <laughs> deci, deci tot da, ok. <laughs> Și a, asta a fost singur motiv, singura motivație pentru care ai ales. Ai, ai, de altfel, ai finalizat facultatea? Ai... După 2 ani m-am transferat la București, la ASE. Și am terminat-o, da. Și ai practicat? Ai apucat să profesezi? Nu, că mare lucru n-am înțeles din facultate. Unde m-a ajutat facultatea, într-adevăr, diploma, a fost să-mi găsesc primul job care m-a condus ulterior spre viața pe care o am acum. Ai un pic că tot ai amintit. Care a fost primul job? Care a fost partea așa de joburi? Am avut două joburi, ambele de reprezentant vânzări sau agenți de vânzări. Prima a fost la o firmă de lactate și al doilea, al doilea la o firmă de jucării. Cum v-ați cunoscut cu Petru? Că tot nu e aici trebuia să ne povestiți împreună, dar așa povestești un locului. Deci o să avem doar versiunea ta. E bine și așa, că nu mint. Uh, cu Petru l-am cunoscut prin intermediul unei colege de la cel de-al doilea job, uh, care, uh, culmea că și ea este tot din Piatra Neamț, culmea, mă nu, nimic nu e întâmplător, și uh, pur și simplu ea mi l-a introdus ca fiind cel mai bun prieten al uh, partenerului ei. V-a luat mult să vă realizați că sunteți suflete pereche? Nu. În două luni jumătate eram însărcinată cu Sofia, cu prima noastră fetiță, și Bine, la început a existat o respingere din partea mea, dar am observat că am tendința să resping persoanele care vin să-mi aducă ceva cu adevărat valoros în viață. Așa, ce ați, ce, înțeleg că rapid, deci în două luni era însărcinată, bănuiesc că a urmat și nunta un așa rapid și a început viața în doi, încă avea acel job, da? Care au fost provocările principale ale voastre deja, cu viața în doi? Pierderea copiilor au fost cele mai... pierderile. Cred că ar trebui să detaliem un pic aici, că nu de alta, dar să poate înțelege în multe feluri treaba asta. Am avut uh, trei sarcini, dintre care una s-a terminat la șase luni, a doua la șapte luni, printr-o cezariană, și a treia la zece săptămâni. Și astea, cumva, uh, toți copiii noștri, cumva, ne-au uh, ne ținut împreună și ne-au uh, cioplit, pot să spun. Pentru că la modul tumultuos în care a început uh, relația noastră, și nici nu știam uh, exact, uh, ok, rezonez cu tine până la capăt, uh, vreau, nu vreau, parcă am fost uh, luați pe sus, efectiv, și uh, hai, numai, începeți-vă viața și hai să. Uh, hai la lucru, hai la treabă cu voi. Și ei ne-au ținut împreună și ne-au ținut acolo ca să putem să lucrăm unul cu celălalt și fiecare pe, pe bucata lui. Deci, sunt tot provocări, în cazul vostru, copiii au fost provocările astea, așa, care... Gre, greul, greul. În continuare este? În sunt, da. Dar sunt alt fel de provocări. Deja, dacă ar fi să alege între provocări din, alea, din astea și din alea? paș uh, alege poate varianta mai light de acum. Da. <laughs> da, nu. Deși potențialul de creștere foarte mare a fost la primele. Când zici potențialul de creștere, hai să lămurim un pic la ce te referi. Adică, uite, știi, cu exemple ca să ieșim din sfera asta din numai de poezii și metafore, știi? să dăm niște exemple. Cumva în momentul în care îți moare un copil, stai și te întrebi, când, când, vezi, când simți, eu efectiv am simțit că am fost purtată în perioada aia din, de la cezariană. A doua fetiță, după, mă rog, prima fetiță pe care am pierdut-o, m-a sensibilizat foarte mult. De unde mergeam așa prin viață, hmm, hmm. Ai, le luam pe toate cum veneau, nu mă interesa, nu știam nimic despre Suflet, nu. nu uh, cum să zic? În sensul că, bine, probabil după, o asemenea, după un asemenea eveniment, uh, e cam greu să nu devii mai sensibil. Însă, priveam cu alți ochi copii um, i-am acordat mult mai multă atenție Sofiei, deși eu eram acolo cu ea de când se născuse. Dar am început să o privesc prin alți ochi să-i văd, să văd candoarea, să-i văd uh, uh, puritatea aia de copil uh, care nu făcea decât să o reflecte pe a mea pe care o pierdusem. De care nu mai eram conștientă că toți avem până la urmă un copil interior, care ori strigă, ori se zbate acolo în interior, ori este bine mersi, vindecat, se manifestă așa cum ar trebui să se manifeste într-un corp de adult dacă pot să spun așa. După a doua pierdere, am simțit efectiv că am fost susținută, pentru că în momentul în care eu eram în pat cu cezariană, nu mă puteam mișca, iar fetița era la reanimare, îmi venea câte un gând, ce mamă rea sunt, că nu mă pot duce la ea să o văd. Și în același timp, venea un gând liniștitor, că e tot în regulă, nici nu trebuie. Și am, fost, am început să fiu mult mai receptivă la ce se întâmplă cu mine, la ce se întâmplă cu corpul meu. La asta nu dădeam atenție. Până atunci toată atenția mea, majoritatea, în majoritatea timpului, era canalizată pe sofia. Eu mă uitasem complet. Și am început să fiu atentă la mine. Um, și să simt mult mai multe, să văd cum, cum simt, cum mă raportez la diverse situații, cum, cum fac față acelui eveniment. Peste o zi fetița a plecat și dintre noi și bineînțeles că a fost destul de dureros, a fost foarte dureros, dar iarăși am simțit acel sprijin. Stai liniștită că totul e așa cum trebuie să fie. Și apoi am, am căutat să văd ce mi De ce a venit? De ce a plecat atât de repede? Și cu asta a pornit căutarea pe mai departe, uh, au, între au început uh, întrebările despre mine, despre cine sunt, despre ce am eu de făcut. Eu am obiceiul să spun că cele mai mari binecuvântări în viață vin îmbrăcate întotdeauna în niște drame. Și la fiecare drame le vin pe limba lor. Știi, cu noi să comunică așa, cum unii se comunică prin limba, care-i limba ta, știi, ori prin limba unui faliment, ori prin limba, prin, prin, în cazul, mă rog, la fiecare, da, la mine cu, cu sănătatea, eu trebuie să mă, mă îmbolnăvesc așa, când mai am nevoie decât un salt cuantic, să înțeleg că în cazul, adică dacă consider lucrul ăsta, da, că în cazul vostru, ale au fost acele binecuvântări îmbrăcate în drame? Petru, cum a fost Petru, dacă, în perioada aia? El cred că a suferit mai mult decât mine. Doar că n-a arătat. A arătat, dar mai mult a trăit în interiorul lui. Și nu vreau să vorbesc în locul lui, dar cred că a și băgat suprești, să zic, mm -hmm. pentru că nu putea să facă față, efectiv, suferinței. El a fost cel care a mormântat fetița. Și eu n-am putut să fiu acolo, eram la spital. Și a fost destul de traumatizant pentru el. Cum era adică în perioada aia, deja bănuiesc, bănuiesc, era ocupată cu sarcinile, cu nașterile și cu, mă rog, că înțeleg, era una după alta. Uh, mai munceai în perioada aia? Am avut uh, două tentative să mă întorc la serviciu, între sarcini, să mă întorc la fostul job uh, și, iarăși, din categoria semnelor. Uh, n -am, a, a doua oară n-am mai fost primit. Au spus că nu mai au loc, deși eu fusesem primul angajat în România a acelei firme. Îmi făcusem treaba destul de bine, adică foarte bine, că nu s-au plâns niciodată de mine Ba mai mult mă apreciau Și mi-au spus că atunci când mă voi întoarce, vor avea cu siguranță un loc și pentru mine Și nu s-au mai găsit acel loc pentru mine Și atunci m-am întrebat de ce Am fost un pic furioasă, până să-mi dau seama că de fapt nu mai este pe acolo drumul meu A, a doua fetiță a venit ca să ne să mă scoată din corporație, pentru că nu, nu mai aveam acolo ce să fac și am început uh, să merg pe un alt drum, timid. Și, practic, înțeleg că a fost o perioadă când munceam mai pe drum? Da. Dar eu eram. Uh, eu am avut uh, concediu plătit de la, de la job. Situația voastră financiară în perioada aia, la modul general, cum era? Nu, ni se părea bunicică. De ce spui, ni se părea? Păi, acum, dacă stau să mă uit, uh, nu era bună deloc. De totul se cunoaște prin comparație, da? Uitându-te în urmă, așa în uh, Întotdeauna fiecare dintre noi își găsește așa Propria motivație da? Sau propria uh, cale De a împlini uh, Mă rog, acele lipsuri Sau acele neajunsuri Sau acele, mă rog, lucruri care lipseau din viața lor Care ar fi, și, și întotdeauna sunt mai multe Nu ciuda niciodată numai unul, poate să fie așa Unul care e top Dar obicei sunt mai multe Pe modelul, că totul se cunoaște prin comparație Care ar fi în cazul vostru sau astăzi o să te întreb doar pe tine. Care crezi că ar fi așa în cazul tău? Ce a adus dotera în viața ta? Top din acele lucruri, neajunsuri, lipsuri pe care le acoperit, le a închis, le -a... dacă sunt din astea. Ne-a adus multă liniște. Și a făcut să dispară grija zilei de mâine. Deci era o grija zilei de mâine înainte de asta? Era, era da. Pentru că noi, în iluzia în care trăiam, că suntem bine, trăim bine, avem destui bani, nu făceam decât credite. Petru le făcea că el lucra și la bancă și știa cum să le facă. Și ne-am afundat în datorii. Dar noi ne trăiam viața bine. Interesant, așa, de deci voi erați cu datorii, dar dacă te întreb de situația financiară era ok. Da, 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 păi asta era percepția atunci. Acum, aș vrea bineînțeles să împărtășim oamenilor de cum ați vorbim totuși, măcar parțial, în podcasturile astea despre Dotera, despre cum ajung oamenii în Dotera, despre ce se schimbă în viața lor și bineînțeles pornim cu povestea de cum am ajuns oamenii în Dotera. Uh, în cazul tău, sau în cazul vostru, în cazul tău așa, uh, ar trebui eu probabil să zic povestea asta așa pe scurt, că cumva mă, mă implică și o să fii destul de ciudat sau aud din gura ta <laughs> cumva despre mine. Uh, mai trebuie probabil să știți despre Petru și Minola, că sunt în același timp cu în noastre. Bine, au devenit cu mătrini, au botezat fetița uh, un pic înainte de Dotera, de altfel cumva, cumva era aceeași perioadă, da, în perioada aia, uh, și sunt, da, cu mătrii, mă rog, prietenii noștri dragi și bineînțeles că atunci, așa cum facem fiecare dintre noi, atunci când am intrat eu în Dotera, când am pornit eu această activitate, am făcut acea listă caldă, cum îi spunem noi, da, cu lista celor Uh, mă rog, primii oameni la care ne gândim, la care vrem să le întoarcem ceva, la care, care ne gândim, nu știu, cu recunoștință sau oameni la care, cum spune Dotera, oameni la care vrem să le schimbăm viața, bineînțeles erau și ei pe acea listă uh, și doar că ei în vara aia erau la mare, aveau, uite o să-i las ulterior, chiar o să rog imediat să ne povestească ce făceau ei la mare, mă rog, erau plecați la mare și... Uh, aproape că i-am înscris forțat, ca să scurtez așa povestea, i-am băgat în dotera forțat, le-am dat un telefon și le-am zis, eu încep Asta, mă apuc de asta, urmează să fac asta, vreți, nu vreți, intrați cu mine. Bine, nu era chiar vreți, nu vreți, dar așa, mai aproape pe jumătate forțat. Adică, le-am dat un telefon, totuși, ca să aud acel da, bineînțeles. Ei au răspuns, da, fără prea multe întrebări, de altfel, fără prea multe explicații, adică mai mult un fel de da pe încredere. Și uite, de aici aș vrea să, să, să spui tu, ce v-a făcut, ce v-a făcut sau ce v-a făcut, ce v-a făcut, să spuneți acel da, așa, fără ezitare, fără întrebare. Deși înțeleg clar că nu aveai prea multe detalii, erau două întrebări. La telefon. Încrederea pe care aveam în tine Și faptul că știam că în momentul în care Tu uh, decizi Să uh, Te bagi în ceva Să iei parte din ceva Merită Și asta a fost uh, Am avut foarte mare încredere în tine Pentru că în perioada aia scurtă Că noi ne știam de aproape un an În perioada asta scurtă Eu am fost alături de tine <laughs> Știi prea bine și veneam la tine pentru toate informațiile pe care le primeam. Lucruri de care eu aveam mare nevoie atunci, pentru că nu știam încotro să o apuc. Spre... Eram pe drumul cunoașterii de sine, dar nu mi era prea limpede. Ei și tu mă ghidai prin informațiile pe care mi le dădeai, și văzând cât de bine documentată ești în toate domeniile despre care discutam, domenii diferite, N-am putut să spun altceva decât da, neavând idee ce urma să se întâmple, nu știam structură, nu știam nimic despre network marketing. Nu doar că nu știai nimic despre network marketing, asta e clar, de cumva evident, 99,99% de ,99 oameni nu din cei care s-au înscris, mă rog, și care încă se înscriu în continuare, n-au despre network marketing. Aș vrea să împărtășești mai mult din, din bucata asta de... de... aveai vreo așteptare, adică... Și vreo bănuială, vreo, știi, vreo intuiție de, de ce ar urma, adică vedeai ceva că s-ar putea întâmpla cu dotera din, din ce se întâmplă astăzi? Sau mai mult a fost așa? Nimic. Am mers cu valul. de fapt m-a luat valul pe sus. Nu aveam, nu aveam nici cea mai mică idee. Și totuși te-a prins. Ce anume te-a prins? Dincolo din crederea, că nu poate fi, mai sunt o grămadă de oameni care au încredere în mine. Și totuși nu neapărat au urmat călătoria sau pașii am avut un sens, mi-a dat un sens atunci, implicându-mă în ceea ce ce făceai tu. Mi-a dat un sens, am zis, uite că pot să fac și eu ceva, pot să contribui și eu cu ceva. Și mi-a plăcut să lucrez alături de tine și cu tine. Și asta m-a făcut să să merg mai departe. Hai să povestim un pic din partea asta atunci, din ce ai făcut. V-ați întors, n-ai mai spus de ce făceați voi vara la mare? E, tocmai e, în februarie anul do, 2017 mă înscrisem la o școală de masaj din categoria să mă descoper pe mine însă. Și știind, e, trăind așa cu vorbele mamei în cap, că atunci când pun mâna pe cineva, parcă am ceva în palme, e, am zis, mai, hai să mă îndrept și spre zona asta și să văd ce o să, ce o să se întâmple. Mi-a plăcut foarte mult, eram la școala de masaj. În vara lui 2017, când tu ne-ai sun ne sunat să ne propui dotera, noi eram la mare. Ne-am gândit ca toată vara să mergem la mare și eu să ofer masaje, contra cost, și să fac cumva și practica. Noi ne-am plătit, de fapt, să. Vacanța la mare, din ceea ce făceam eu acolo. Și nu aveam cum să-ți spun da la 200 și ceva de euro la un kit, pentru că nu-i aveam. Țin minte că ți-am spus, te rog, așteaptă până ia pentru salariu. <laughs> și în același timp, începusem să experimentez și atacuri de panică foarte, foarte puternice. Petru, noi ne luasem deja angajamentul că o să mergem în fiecare weekend la mare, anunțasem acolo. Și după ce s-au pornit atacurile de panică, Petru a rămas și fără permis, a trebuit eu să conduc până la mare și înapoi și, și pe acolo. Atacurile de panică eu le-am avut la primul, l am avut la semafor și în trafic, adică, și nu mai puteam să mai conduc. M-am provocat la maximum, la maximum. Mereu când, când mă urcam în mașină, se declanșa încă un atac de panică și cu toate astea am mers la mare. Ai menționat ceva, că eram în căutare. Ai menționat mai devreme, da? Că eram la. am făcut cursul de masaj pentru că eram în căutare. Cât timp ai stat în căutare? Ce ai mai. Include și altceva? Că pare așa rupt dintr-o poveste, dacă crezi că poți să spui ceva despre partea asta. Că înțeleg că după jobul pe care nu te mai aștepta, deși te aștepta, da? Înțeleg că a urmat o călătorie de căutare. Așa e, da. Și a început cu plecarea celei de-a doua fetițe ale noastre, când uh, Petru a luat decizia, de fapt împreună am luat, dar el a venit de la el, uh, ca eu să rămân acasă și să mă ocup de Sofia, să nu mai caut niciun job în altă parte. Și am zis că, ok, dar eu nu pot să stau așa, fără să aduc un ban în casă, fără... E nevoie să fac și eu ceva. Și a început, au început să apară. Uh, Mi-a apărut în cale uh, o moașă, cu care am, am mers la nașteri eu mergeam la nașteri în calitate cumva de ori de la ori de asistent a moașii. asta credeam atunci că aduc ceva mămicilor pe care le asist probabil că așa a fost că am și adus, însă majoritar a fost să-mi vindec eu nașterile, propriile nașteri s-a încheiat perioada asta în momentul în care au început atacurile de panică, pentru că nu mai puteam să mai asist în starea pe care o aveam, nu mai aveam cum să mai asist la în nașteri. Între timp, în paralel, am făcut și o școală de manicură, când ne-am cunoscut noi, eu făceam o școală de manicură, toți din categoria, hai să emigrăm. Am uitat să spun despre emigrare, noi ne gândeam să emigrăm. Noi, când ne-am întâlnit, la, la a doua întâlnire, de fapt, cu Petru, am spus că o să avem patru copii și o să plecăm în Australia. De ce? Aici era fiecare cu bucata lui, noi nu ne vorbiserăm. Eu îmi doream patru copii și îmi doream să plec în Australia și a venit și Petru și a spus că și el își dorește același lucru. De ce? Era vreun de ce? Cum, e mai, cum poți mai bine să fugi de tine <laughs> decât să emigrezi? Iar visul meu cu copii era acolo. Dar uh, foarte interesant este că eu nu m-am gândit niciodată la numărul copiilor, până în momentul în care m-a întrebat câți copii ai vrea să ai. Atunci mi-a venit patru și, răs, și eu și tot patru. Probabil am interceptat eu niște unde de ale lui. <laughs> și. Uh, sau uh, Am tot vrut să plecăm prin Anglia, prin Germania, am făcut chiar demersuri în sensul ăsta. Australia a picat pentru că nu aveam ce face acolo, nu ne vroia nimeni ca și economiști. Și în paralel am început eu partea mea de căutare cu nașterile, cu școala de manicură și apoi școala de masaj. Deci practic ai încercat cu nașterile, na, de fapt ai realizat că nu neapărat asta era menirea ta, ci era mai mult un, un fel de, de, de vindecare a propriilor nașteri, na? care s-au finalizat cum s-au finalizat. Uh, și în rest doar încercai să vezi, să te regăsești, da? Pe modelul să încercăm să vedem dacă sunt eu sau nu sunt eu asta. Na? Și ai încercat unghii manicură, da, ai încercat partea de masaj și înțeleg că nu s-a lipit nimic. Da. Păi nu s-a mai lipit pentru că a apărut dotera și am fost efectiv atrasă atât de mult și parcă îmi dădea și mai mult sens decât ceea ce făcusem până atunci. Cum a arătat începutul tău în dotera? Ce, ce făceai, ce ai făcut? Am văzut eu că tu tot făceai lucruri. făceai multe lucruri. Mie mi se părea că asta e ceea ce trebuie să faci tu și eu am alte atribuțiuni, că eu trebuie să fac altceva. Deși tu ai spus de la început atât despre uleiuri, despre ceea ce fac uleiurile, cât și despre oportunitatea financiară, dar eu auzeam doar despre uleiuri. Oportunitatea financiară era undeva în background. Și te-am văzut pe tine atât de implicată și m-am implicat și eu când ai pornit grupul Donectar am fost și eu acolo, mi-ai spus ce să fac, cum să fac, cum și pur și simplu am, am pornit. Erai pe execuție. Da, 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 sunt un bun executant. Și deși îmi plăcea să cred că... De fapt, nu, aveam o părere proastă despre executanți. Dar acum când văd că ei sunt cei care... Fără de care noi nu putem, încep să-i stimez din ce în ce mai mult și să, să le dau locul lor. Să le vezi rolul în lumea asta. Da, da. Ei sunt constructorii până la urmă. Am făcut diverse materiale uh, și am uh, mers și cu tine, inclusiv la seminarii. Executai postările, da. Dar te prindeau? Știi, acum că tot au trecut de atunci, au trecut niște ani așa, uitându-te în, în urmă, cum ar veni. Le făceai pentru că le ceream eu și te rugam eu? Făceai cumva... Sau te prindeau? Îți plăcea? Vedeai sensul? Până la capăt nu vedeam sensul, recunosc. Dar m-au prins pentru că eu dacă, mie dacă nu-mi place să fac ceva, fac din greu și obosesc foarte tare și nu mai fac până la urmă. Dar perioada aia de început a fost chiar benefică pentru mine pentru că am învățat și multe prin lucruri pe care le făceam, prin postările pe care le făceam și materiale și a fost benefică pentru propriul meu proces de învățare. Dar despre uleiuri esențiale, aia a fost perioada în care ai învățat sau știai ceva deja despre, despre uleiuri? Despre partea asta holistică, despre partea, adică cum era cu relația ta cu sănătatea sau viziunea ta asupra sănătății? Eu deja eram pornită pe un drum uh, al sănătății. Nu, nu denumeam holistic, nu aveam conceptul de holistic în minte, dar căutam, uh, țin minte, căutam în foarte multe părți uh, remedii naturale. Pentru, adică de câțiva ani, noi nu mai foloseam, eu personal nu mai foloseam nimic sintetic. Asta pornind de la Sofia. Și tot căutam remedii naturale și despre uleiurile esențiale auzisem le și văzusem, dar nu m-au interesat, cine știe ce. Da, mi-au plăcut cu miros, da. și chiar le văzusem la una dintre mămicile la care am fost. Și asta am reținut că sunt scumpe. Și ea le, le prețuia și le ținea așa într-un loc foarte frumos, ca pe niște bijuterii. Și am zis, a, astea scumpe nu sunt pentru mine. A Cu asta am rămas. Și ai pornit să faci postări, și ai pornit. Deci, practic, executai din lucrurile pe care ți le, nu știu, te rugam sau îți sugeram, da, că trebuie că trebui făcute. Totuși, ai început să faci o echipă. Deci, când a fost, nu știu, primul, ori, primul om pe care l-ai înscris, cum, cum, a, cum a început și partea asta? Că dincolo de, de, da, de postări urmează, mă rog, partea cealaltă. Cum, cum, a început să crească echipa? Povestește un pic din, din, din partea asta și cum ai început, că ai început să vezi totuși niște bani acolo? Echipa în mare parte a crescut datorită ție, pentru că ai, tu ai construit și inevitabil, eu fiind în prima ta linie, ai construit și sub mine. Prima înscriere, uite că stau acum și mă gândesc, știu cine este, dar nu știu să-ți spun. E am, este partea ta, da, trebuie să o spunem aici, să-i facem așa o paranteză, că n-am, așa ai dotera, așa i planul de compensare, poți să fii tu ultimul egoist pe planeta asta, vrei, nu vrei. Planul de compensare, dotera te forțează să nu fii un egoist, <laughs> pentru că dacă rancul tău depinde de rancurile la alții, așa că vrei, nu vrei, trebuie să faci rancuri altora și totuși ai niște oameni pe care i-ai înscris tu personal, dincolo, de ce am uh, construit eu. Nu-ți mai aduce aminte? Nu. No nu mi-aduc aminte. În schimb, mi-aduc aminte că tu tot îmi spuneai acolo de lista caldă, pentru mine tot era OZN, pentru că focusul meu era pe uleiuri. Eu fiind o persoană foarte introvertită și v-am spus că eram cu să nu deranjez, să nu deranjez pe cineva cu uleiurile mele, am spus întâi apropiaților. N-au răspuns toți favorabil, dar au răspuns unii. Și apoi, din interacțiunile în online, am mai făcut ceva în scrieri, deși acolo mie mi se părea cumva că nu e just așa. Eu trebuie să cunosc omul înainte, trebuie să am o relație cu el înainte. Și a fost destul de greoi uh, uh, lucrul în sensul ăsta. Online-ul. Da, și online-ul, iar în offline, în viața reală, a fost greu și aici. A fost din greu pentru că motoul meu era de ce să fie ușor când poate să fie greu. An de -a rândul asta mi-a sunat mie în cap. Adică chiar dacă e ușor oricum vei căuta calea mai grea? Da, exact. Exact. Asta m-a călit. Recunosc că m-a călit. Orice, orice are și bun și bun. Nu vă zic bun și rău, pentru că. Uh, tot, totul e pentru noi, de fapt. Bun, echipa creștea, că vrei, nu vrei, mă rog, că oricum plasam eu foarte mult acolo. În, în timp ce tu practic învățai, mă rog, ăsta e adevărul, da? În timp ce tu practic uh, uh, învățai și totuși au început să vină niște... Uh, cum, sunt, cum e normal, da? Și firesc. Încep să vină niște bani în dotera. Când ai început să uiți la dotera ca la... Bă, stai că treaba e serioasă. Când a fost momentul ăsta? Cam după 8 luni, când am atins silver. Asta înseamnă vremi și ceva de euro, cred că nu. Nu avem voie să spunem sume. Aproximativ, da mă rog, e media e media regulă, suntem în zona complianței. Da, atunci ne-am dat seama că nu avem unde să mai plecăm. V-ați dat seama sau doar ți-ai dat seama? Ne-am dat împreună seama. Și eu și Petru. Întreb pentru că, mergând așa cu povestea mai rapid, cumva mai departe, erați deja diamanți și lui Petru i-au mai trebuit șase luni până să-și dea demisia de la job, deși, mă rog, diamanți însemnând câteva mii de euro, cred că deja depășeau salariul lui, era, cred că, ori dublu, ori triplu, cred că era salariul lui banii care veneau deja din dotera și el oricum... Se ținea de jobul ăla. Deci v-ați dat seama, sau nu era chiar dat seama până la urmă? La Silver, nu, la Silver ne-am dat seama că nu avem de ce să emigrăm. A, măcar mai era treaba cu emigratul. Da. Și apoi, lui Petru, într-adevăr, i-au mai trebuit câteva luni ca să poată să iasă din corporație, pentru că el tot aștepta ceva bonusuri de la... pe care le tot promiteau. Petru are activă rana de trădare și ca să vadă până la capăt că nu o să fie trădat. De către șeful lui, a stat acolo ca să vadă dacă își face partea de treabă. Dar, în același timp, e posibil să fi fost doar. iarăși, vorbesc în numele lui, eu zic că nu vorbesc în numele lui, ci spun cum am văzut eu, cum văd eu, cum am perceput eu. O și o îndoială, că nu știai, serviciul ăla era sigur, adică sigur l-ar fi dat afară la următoarea restructurare sau ceva de genul, atât de sigur era. Dar era sigur, mai sigur decât Dotera, și cumva s-a eschivat și a pus motivul ăsta în față să, să stea acolo ca să-și. efectiv erau banii pe munca lui. Și să-i fie răsplătită munca până la capăt. În network marketing respectiv, inclusiv în network marketing cu dotera, sunt, mă rog, multe lucruri de făcut, când ne întreabă, toți știi, toți sunt, uh, sunt curioși și se întreabă ce-i de făcut, ce-i de făcut în dotera, ce-i de făcut în network marketing uh, și de altfel atât de multe lucruri sunt de făcut încât nu toată lumea le face pe toate, fiecare își alege așa mai mult, eu nu o să mai dau neapărat exemple că știi exact la ce mă refer. Doar vreau să te rog pe tine să împărtășești Care au fost lucrurile pe care v-ați focusat voi Și v-ați concentrat voi Adică, altfel spus, esența la modul în care ați făcut voi dotera Știi? Adică dacă ar fi să vii cineva dintr-o parte Zică, bă, cum, voi, voi cum faceți dotera? Voi cum ați făcut dotera? Cum faceți respectiv? Cum faceți în continuare? Am preluat așa din uh, rolul pe care vedeam că îl joci tu Dar numai ce mi-a fost ușor să preiau uh, Și anume m-am axat pe echipă mai mult Dar mie mi se părea că fac lucruri Dar acum realizez că nu făceam nici 10% Din cât trebuia să fac Și uh, Petru a fost într-o Căutare După ce a ieșit de la job S-a văzut omul ăla Liber Care nu știe ce să facă cu libertatea lui Unde-i Colivia? Unde-i? Adică ok, da, am, am ieșit din Colivia Dar totuși unde-i? Ca era zona pe care eu o cunoșteam, și zona în care știam ce am de făcut. Aici nu mai știu ce am de făcut. Și el a folosit perioada asta uh, să se regăsească pe el. Pentru mine a fost foarte provocatoare, pentru că eu aveam. Uh, eu mă străduiam, eu, eu nu mai știam efectiv ce să mai fac și cum să fac pentru echipă, uh, iar el își vedea de ciclism, de cuțite, își descoperise niște pasiuni noi, cum ar fi cuțitele, armele de vânătoare, mă rog, cuțite. Și uh, stătea uh, și le ascuțea, uh, el fiind un om foarte meticulos, stătea și le ascuțea până tăia o foaie din prima și dacă nu ieșea, mai ascuțea. Uh, <laughs> pentru mine a fost a fost dificilă perioada aia, pentru că cumva îl vroiam lângă mine, cumva îl vroiam să mă ajute, să vină cu un suflu nou, cu idei, cu. Iar el era în complet cu tot o altă parte. Nu nu am înțeles atunci pe loc ce se petrece. Da, cum ai înțeles? Acum am înțeles, da, da. Avea și el nevoie de căutarea pe care am avut-o eu după ce am ieșit din job. Pentru că atâta timp cât ești la job, nu cauți nimic, pentru că nu ai timp să cauți. Noi, în concedii, când lucram și plecam în concedii, ne certam și nu înțelegem de ce. Pentru că nu aveam timp să discutăm ceea ce ne. Uh, aspectele provocatoare, pe care le găseam provocatoare la celălalt, habar nu aveam de oglinzi, nu știam foarte multe. Și cum ne găseam, aveam un pic de timp liber, îl umpleam cu. ceartă. Ei, acum, slavă Domnului, nu ne mai certăm. <laughs> Așa de des. Deci am putea să spunem cumva că ceea ce i-a oferit uh, dotera lui Petru, da, separat, a fost uh, întâi. De altfel, nu ar fi Petru uh, unicul da, sau specialul. Cred că e cazul la 90% dintre, dintre soții pensionați de neveste, sau eliberați, mai bine zis, soții eliberați de neveste în dotera, da? Sunt, dar eu, acea, își primesc acea perioadă de căutare de sine, de regăsire de sine, de încercări. Da? Și cumva a fost și povestea lui Petru, a fost și cazul lui Petru. Exact. De am ști, deci voi care uh, poate acum aveți, uh, aveți uh, de gând să creșteți dotera, să vă dezvoltați afacerea în dotera și aveți un job, este posibil ca după ce părăsiți acel job să aveți această perioadă. Este posibil. Dacă o să o vedeți, îmbrățișați-o. Nu vă culcați pe oreche, îmbrățișați-o, dar oricum, acum este mult mai multă informație disponibilă decât era um, atunci, uh, dar să nu vă ia prin surprindere. Și să știți ce vi se întâmplă, pentru că au, au fost foarte multe discuții și certuri în perioada aia, neînțelegând. Dacă mi-ar fi spus cineva că așa va fi, poate ar fi fost mai ușor, poate aș fi înțeles, poate, poate, poate. Ei, vă spun eu acum că e posibil să se întâmple așa ceva. Așa că, na, să nu fiți luați prin surprindere. Revenind la tine, care au fost despre descoperirile despre tine în, 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 activitatea dotera, în timp ce făceai dotera? Că dacă nu spui tu, o spun eu. Ce am descoperit eu despre tine? Ba, aș vrea să spui și tu, dar spun și eu. Mi-am dat seama că pot. Fiind aia mică alintată, care cumva primea tot, așa că era aia mică, nu mai trebuia să mai fac nimic. Și ne nefăcând nimic, nici n-am avut ocazia să descoper că pot să fac lucruri și chiar pot să le fac foarte bine Că pot să o organizez Și mi-am dat seama că chiar îmi place să organizez Deși am fost o dezordonată toată viața Dulapul meu arată, arăta înainte, arăta așa Ca la un, un copilaj. Dulapul lui Petru întotdeauna la dungă V-am spus că e meticulos și ești feceară, ca Zodie. Uh, dar cumva, fiecare are uh, și opusul acelei calități în el. Ești ordona ordonat pe de-o parte, dar ești haos pe, pe altă parte. Pentru că trăim într-o lume duală. Și a fost foarte interesant să descopăr bucățile astea. Foarte, foarte interesant. A fost așa, cum să zic... Uh, uh, m-am bucurat să văd că Petru cel ordonat cu hainele la linie este haotic în altă parte a vieții lui. Am zis, uite că se poate. Ha, că aveam impresia că eu defectă. El e, el e cel ordonat și eu cea defectă. Am descoperit că îmi place designul. Spre exemplu, designul grafic. Pentru că tu la început m-ai rugat să fac postări cu, și cu o grafică. Acum când mă uit pe postările alea de la început, mă gândesc câtă răbdare ai putut să ai cu mine. <laughs> în timp, am început să dezvolt partea asta și chiar îmi place. Mă relaxează. Și era un lucru pe care îl admiram la alții. Dar în sinea mea credeam că eu nu sunt în stare, nu sunt capabilă. Nu corespund cu profilul lui. Unui... Hai să enumerăm un pic din lucrurile așa principale pe care, mă rog, a venit și Petru lângă tine, nu știu, poți să încep dinainte de perioada până să se și Petru sau odată cu, to cu Petru. Care au fost lucrurile, știi, pe care le-ați făcut totuși? Adică oamenii trebuie să-și facă o idee despre ce-i de făcut în dotera. Și fiecare care, din cei care, pe care îi invit aici împărtășesc din ce au făcut ei. Uite, am făcut așa, am făcut așa, am făcut așa, am făcut așa. Am, făcut rangul. Um, pe de o parte rapid, pe de altă parte foarte lent. Foarte lent. Bucățica mea de rang a fost făcută foarte lent. Da, am vorbit cu oamenii. Uh, norocul meu a fost că acei oameni uh, a, erau mai extrovertiți decât mine. Erau mai... Se, se duceau și împărtășeau uh, mai multor oameni și ei și-au crescut uh, acolo echipele lor. Și acum eu pot să mă laud cu o echipă de oameni care cu liderii din echipa mea care fiecare are grijă de echipa lui și uh, eu mă pot concentra un pic pe alte, pe alte, lucruri. Mai am să mai dau acolo în cap cu ciocănelul. Mai am de dat cu ciocănelul la... Uh, cum... Uh, cum ajunge o... Nu știu... E, și o, e o etichetă până la urmă introverteală asta. Eu etichetă și mie nu-mi nu plac etichetele. Pur și simplu, nu am fost pătrunsă de la început de ceea ce am eu să le dau oamenilor. Pentru că nu am fost. Undeva în sinea mea era ca și cum da, uleiurile astea oricum își fac treaba, adică oricum trebuie să-și facă treaba. Cred că aici a fost și încrederea mea în natură. Adică pentru mine nu e ceva wow când un ulei face nu știu ce are are o, cum să zic? Vin beneficii. Nu neapărat te uimește chestia asta, se pare ceva normal, că ai exact. încredere în natură. Exact. Apropo de încredere, nu crezi că, ai, că te subestimezi pe tine, că nu ai încredere în tine? Evident. Și am să spun de ce te întreb lucrul ăsta. Pentru că așa, dintr-o parte, pentru că nu o să, tu nu o să spui, cred că niciodată, tu ca tare ai făcut o grămadă de treabă în dotera versus, nu știu, dacă vrei toți frontline pentru că sub, toți a trebuit să plasez. Mai sunt, adică, mai sunt o grămadă de oameni sub care a trebuit să construiesc. Rapid. Mult mai rapid decât vroiau ei, poate. Na, așa cum zici tu, că a fost precoce cum ar veni, că a fost rancul precoce, că a venit prea devreme. Și totuși, dacă nu știi, îți spun eu încă o dată, dacă mai e nevoie, care este acel super talent pe care l ai. Acel cel super talent pe care îl ai este... Uh, dar cel mai bine o să descrie acel super talent o poveste pe care am să-ți o reamintesc. O mini-poveste așa pe care am să-ți o reamintesc. Am, -am, mers noi la, la Botoșani împreună, la seminarii, lucru pe care de altfel doar voi îl făceați, mergeați împreună cu mine de seminarii, de seminarii, dacă îți mai aduci aminte de perioada aia, de Petru era șofer, tu era asistent principal, nu știu ce rol era, pe modelul tot executant, da? și mergeam din, mă rog, oraș în oraș, în perioada când eu făceam, da, mult, multe seminarii, nu ca și cum acum aș face, Uh, și mi-aduc aminte, dacă îți aduci aminte, eram la Botoșani, cred că la un seminar la Botoșani, în care intră Andreea pe ușă, vine către tine, te ia în brațe, voi vorbiți, discutați, vă pupați, stați de vorbă așa și după care eu te întreb cine e fata asta. Eu fiind absolut convinsă că, mă rog, ai tu ai înscris-o, așa părea dintr-o parte relația că sunteți uh, surori, prietene din copilărie. Uh, și răspunsul tău a fost, păi cum, cine este? Tu ai înscris-o și ai plasat-o la mine. Era un om înscris de mine, pe care eu nici măcar nu-l cunoșteam și tu deja știai despre ea tot. Adică ăsta dacă cum să-i spun așa, eu am fost un talent pe care l-am admirat atât de mult la tine. Real de a crea conexiuni umană, eu încerc să dezvolt în mine lucrul ăsta. Eu, cumva la mine e un, din ăsta, un întreg chin personal, da, de pentru că eu am tendința să fac legătura sau să creez acea conexiune, știi cum spun eu așa, varianta pe scurt, mă rog, fără pătrunjel, știi, adică îți trec cu zona cu esență. Tu reușești cumva să cuprins cu tot, cu noi când zicem pătrunjel, ca să înțeleagă și ceilalți, ne referim la lucrurile nu neapărat esențiale, da, la detaliile alea, da. pentru mine atât de mult contează în numai esența încât pot nici numele să nu ți-l minte, da? dar să-ți țin minte istoria aia, bucata aia esențială. Uh, și chiar cred că asta a fost, uh, nu că asta a fost, ăsta este talentul tău, unul din talentele tale mari, principale, majore, pe care l-ai folosit și îl folosești în continuare și de altfel unul pe care punându-l la treabă, tocmai pentru că l-ai pus la treabă, a făcut uh, în așa fel încât să nu vă limitați la acel rang de diamond. În tot frontline-ul meu am un singur Blue Diamond. Și asta sunteți voi. Și uite, am ajuns la a doua parte a povestii, poveștii, că între timp totuși ați făcut un Blue Diamond. Deci, ceva ați făcut în stilul vostru și în felul vostru? Am făcut, da, Blue Diamond. L-am făcut uh, în pandemie, în 2020. Al, a cincea ramură pentru Blue Diamond uh, e compusă din uh, prieteni de-ai mei, din cunoștințe de-ale mele. Atâta doar, uh, acolo, liderul este jumătate, că l-am cunoscut amândouă o dată, în același timp. În anul în care am făcut Blue Diamond, a fost și uh, anul acela de pandemie, să spunem așa, în care am fost cu toții prin case. Și noi din case am făcut treabă, am făcut uh, videouri pe grupul nostru despre sarcină, despre, pe tema mea, despre sarcină, despre... Rutina, în sarcină, le găsiți chiar așa cum și astăzi le găsiți în grup. Am, am funcționat mai mult în mediul online. Am construit cea de-a cincea ramură, din opusul, de fapt, a celelalte bucăți din echipa mea, din prieteni de mei, din cunoștințe de ale mele, care sunt pe cumva pe bucata asta de business, de dezvoltare. În ritmul meu. Pentru că ce e în tine se reflectă și în echipa ta vrei, nu vrei. Și mă, mă văd. Mă văd foarte bine în ei, mă identific și mă, înțeleg că unii mai au nevoie de timp, alții mai au nevoie de înțelegere, alții nu se văd pe ei înșiși, pentru că nici eu nu reușesc să uneori să mă văd până la capăt pe mine însă. E un lucru din ăsta pe care îl faci cu tine atunci când construiești o echipă și în network marketing. Și nu ne-am oprit din activitate, de fapt. Chiar dacă toată lumea a stat, parcă a stat în loc în anul acela, noi nu ne-am oprit din activitate. După ce am reușit să ieșim din case ne am văzut cu prietenii, ne-am am purtat conversații mai departe uh, și efectiv s-au înscris s-au înscris oameni. Apoi Petru în 2021, acum 2 ani, a început și el să se activeze și să vrea să facă și el mai multe alături de mine. Și am descoperit în el un uh, uh, un, un om care învață foarte mult, de care se prind informațiile. Eu am nevoie, spre exemplu, să citesc o informație care nu neapărat e pe placul meu, trebuie să o citesc de mai multe ori ca să pot să o și înțeleg. Să și... El absoarbe, absoarbe, absoarbe foarte bine informațiile. L-a vrut să le și pună în practică. Și cum e în majoritatea cuplurilor, cred, unul este cu ritmul lui, cum sunt eu, altul este cu ritmul lui, cum e el, el a încercat să le facă pe toate așa deodată. Și am ajuns la concluzia că un echilibru între mine și el ne-ar face bine amândurora. Doar că asta durează. Ok, ajungi la concluzia asta, dar e nevoie să, și de timp să poți să pui în practică și să tot testezi, încerci și așa mai departe. Dar chiar și așa, în toată uh, goana aia lui de atunci, de învățare, învățare, învățare pus în practică, a reușit să înscrie într-o lună cât înscrisesem eu în uh, vreo trei ani. Ce alte lucruri ați mai făcut? De exemplu, printre lucrurile cele mai importante care ar trebui să le facem în network marketing sunt evenimentele, sunt seminariile, sunt... Când ai... și cei mai mulți, tocmai aici, au acea, știi, reținere, mă rog, o bucată de frână din aia pentru că, pentru că în vorbit un public este o mare problemă, pentru că, da, iarăși combinat cu neîncrederea în sine. Cum a fost în cazul tău? Adică, a cât a fost din partea asta sau nu vorbit un public, nu vorbit. Ai avut probleme, a, a fost o provocare pe care a trebuit să o depășești. Nu cred că vorbit un public este problema, de fapt. Și ce spune lumea despre mine? Dacă scot vreun cuvânt mai strâm pe gură sau. Uh, pentru că prima oară când uh, am fost în situația de a vorbi la un seminar de-al tău, la Constanța. Um, am avut emoții, mi aduc aminte că am avut emoții și îmi tremura și glas și picioare și corp da? Dar uh, teama n-a fost că le vorbesc eu altor persoane, ci uh, oarecum mă, mă văd oamenii ăștia Deși eu, eu spuneam din experiența mea, din ceea ce știam eu, nu mințeam cu nimic, nu, nu mă prefăceam, nu pretindeam că sunt altceva decât sunt și acum îmi dau seama că mă, nu suntem noi uh, uh, răspunzători pentru felul în care percep ceilalți lucrurile. Și dacă pornești la drum cu ideea asta, e mult mai ușor să ții o prezentare. Apoi, după prezentarea aceea pe care am susținut-o cu tine, am început uh, și eu să țin seminariile mele, dar neștiind... Ce, cum să fac, cum să spun, ți-am ți -am urmat modelul. M-am dus, Elena, te rog frumos, dăm și mie prezentarea ta, pentru că eu nu am cap acum să fac. Nu, nu că nu am cap, nu, nu mă pricep. Nu mă pricep să fac o prezentare. Știu că trebuie să fac prezentări, nu neapărat îmi place lucrul ăsta, dar hai să le facem, dacă asta, asta e job description-ul. Și uh, țin minte că mai ai dat prezentarea ta, eu n-am putut să o las fix așa cum era, că mi se părea că fur, furt intelectual. Și am mai modificat câte ceva pe aici pe acolo. Prima oară când am ținut prezentarea, după prezentarea ta mi-a fost cumplit. Mi-a <laughs> fost foarte greu, pentru că nefiind concepută de mine, pe un slide vorbeam ce deja trebuia să vorbesc pe al treilea sau pe al patrulea. Și când ajungeam la slide-ul respectiv, nu uh, trebuia să reiau informația sau să ream peste el. Și atunci mi-am dat seama că E nevoie să-mi fac prezentarea mea. Da, pe scheletul pe care mi l-ai dat tu, e ok până o să pot eu să văd și să înțeleg mai multe, dar pe scheletul ăla să aduc eu informația în felul în care o dau eu. Pentru că eu încercam să dau informația ta, um, care nu neapărat era integrată în mine. Și în loc să dau informația completă, o dădeam cruncheată și. Mm, mm. Dar, dacă sunteți ca mine și vă teamă, nu vă place, nu vă... Nu vă... Eu nu m-am... Nu, nu, cum să zic? Uh, nu m-am identificat cu soiul ăsta de job, să zic așa. Dar văzând, avându-te pe tine, drept exemplu, că uite, asta funcționează, am zis, hai să facem. Văzând, făcând. Pur și simplu. Și aici mi-a prins mie bine... Deviza aia mea, de ce să fie ușor când poate să fie greu? Și sau e greu? E greu, asta e. Hai să, să facem așa. Da, și am susținut și seminarii online, și seminarii fizice. Nu atât de multe pe cât mi-aș fi dorit, pentru că, între timp, după o perioadă de, așa zisă, infertilitate și, datorită doterei, au venit cei doi băieți ai noștri. După toate pierderile, a urmat o infertilitate și apoi. Au venit doi băieți, unul după altul, unul după altul. că de-aia spuneam eu mai devreme că în continuare ne vin provocările prin copii. Asta urma să, să, să cu asta aș vrea de altfel să continuăm, cum e viața asta, cum obișnuim noi să spunem viața nouă, noua viață. Cum e viața nouă în cazul vostru, cum e aceasta nouă viață în cazul vostru, ce s-a schimbat? Ar fi să, ele evident sunt foarte multe, dar hai să încercăm așa pe scurt să... Comparativ, bineînțeles că totul se cunoaște prin comparație, viața veche cu viața nouă. Tot, tot așa. E esențial, ce a schimbat dotera în viața voastră? De la locul în care trăiam, am venit în mijlocul naturii. De la, așa zisă, infertilitate, am reușit să mai am, am reușit să mai avem încă doi copii sănătoși, cum ziceam cu grija zilei de mâine, cu care am trăit o bună parte din viață și cu care ajungi să te obișnuiești, asta nu mai este. Ce este, care este provocarea foarte mare acum, este cam sindromul câștigătorului la loto. S-a trezit un om oarecare care a câștigat la loto peste noapte, potul cel mare. Și în câteva zile, săptămâni, să zic, luni, Maximum, nu mai are nimic din el. Pentru că nu știe să-l gestioneze. Pentru că el nu are educație financiară. Pentru că poate are credințe de genul uh, banii veniți obținuți ușor, se duc ușor. Există o frică din asta? Nu există o frică. Eu zic ce am observat la mine. Um, cred că e, e foarte important în pregătirea asta. O, pe care o, o faci în timp ce dezvolți dotera să ai și un pic de pregătire pe partea asta, altă, financiară. Pentru că poți trăi cu un bonus de Blue Diamond, cum trăiai cu un salariu de la bancă. Și este extrem de frustrant și de uh, dificil să fii bogat, dar sărac în același timp. E acel program de sărăcie care tot să lășluiește acolo. De lucrat am tot lucrat cu el de-a lungul timpului, dar și el este pe straturi. Straturi, straturi, straturi. Și simt că mă apropii de rădăcină, dar creează foarte multe frustrări lucrul ăsta. Dotera se îndeplinește visele. Mie dotera mi-a îndeplinit visul. Sau prin dotera s-a materializat ceea ce eu știam de mic copil. Familie frumoasă, numeroasă și uh, înțelegere. Înțelegerea asta vine cumva uh, la pachet cu toată dezvoltarea. De fapt, înțelegerea derivă din cunoaștere. În momentul în care cunoști, poți să și înțelegi. Nu-i de ajuns doar să afli o informație dintr-o carte. Uh, e tare, tare necesar să o integrezi. Să o treci prin tine. Mi-a luat timp să înțeleg lucrul ăsta. Și eu am impresia că gata, dacă am citit o carte deșteaptă, m-am iluminat. Nu e așa. Nu e așa. Și citești astăzi o carte și peste un an se mai întâmplă ceva și are legătură cu ce ai citit tu acolo și se face tablou complet și tu ai înțeles. Și în momentul în care ai înțeles, nu mai poți să mai faci lucrurile cum le făceai odată. Nu mai poți să, te mai, uh, să ai aceleași certuri în cuplu, cum le aveai odată. Uh, nu mai poți să te mai raportezi la copii cum te raportai înainte. Adică, eu a trebuit să citesc cărți despre băieți. Pentru că Am avut-o pe Sofia, fată. Mi-am dat seama că băieții sunt o altă specie și că e necesar să-i tratăm altfel să-i. Și a trebuit să o citesc. Ei, și când am înțeles că băieții. Emisarea dreapta băieților are un alt ritm de dezvoltare decât a fetelor și că e foarte mare nevoie să fie tratați cu căldură și cu afecțiune și să nu țipi la ei pentru că asta le disturbă dezvoltarea am înțeles, gata, gata nu zic că nu mai țipi la Vladimir face lucruri nebunești că el este uh, cel mai provocator dintre toți Uh, dar uh, um, um, înțeleg, uh, îi, îi înțeleg reacțiile și pot să și repar mai bine ce am făcut. La modul general, noi, așa, în, în două nectar, pentru că mă rog, a pornit de la mine, am și un motto: cunoașterea este putere, pe care unii îl îmbrățișează pentru că e o poezie frumoasă, pentru că sună bine. Alții chiar înțeleg mottoul ăsta: cunoașterea este putere e, și devine, și din asta rezultă ceva real în viața lor, da? să schimbi ceva în viața lor din punctul ăsta de vedere. Adică fac din cunoaștere o adevărată valoare. Cum e ca, în cazul tău? Cunoașterea în viața ta, rolul cunoașterii în viața ta și ce asta înseamnă da? pentru tine. Este liniște pentru că în momentul în care ceva se întâmplă nu știu să zic, cu unul dintre copii. O provocare de sănătate. Nu mă mai panichez, nu mă mai iau căldurile, nu, nu, mai pierd nopți veghindu i Pur și simplu înțeleg ce se întâmplă cu ei. În relația de cuplu. Este mult mai ușor acum să înțeleg ce mi-arată Petru prin comportamentul lui. Deși, pe măsură ce ajungi să înțelegi niște uh, idei, niște vin altele, și mai și, și mai și, și ai impresia că n-ai înțeles nimic până acolo. În, în tot uh, parcursul ăsta, uh, pe mine m-a ajutat foarte mult Academia, Noua Viață, nu am uh, înțeles de la început că ar trebui să merg, de ce ar trebui să merg. Dar am mers pe principiu Hai minor la Mundotera, Hai minor la, la Academie. Și știam, citisem nectarul, nu înțelesesem foarte multe din el la momentul la care eram atunci, dar am zis Hai să merg că ceva ceva să o întâmpla. Pe principiu picăturii. Picătura. Am fost la Academie, am fost la primul, la episodul pilot, nu am înțeles nimic astăzi dacă mă uit la el, îmi aduc aminte crâmpeie, dar pe atunci nu înțelegeam nimic și am tot fost, și am tot fost la toate academiile am fost, am participat la cele fizice și apoi la cele online, alături de cărțile recomandate de în Nectar pentru suflet, alături de toate celelalte celelalte două cărți ale autorilor. La un moment dat s-a produs fisura aia și n-am mai putut să mai uh, uh, cum să zic uh, primesc așa informațiile din exterior uh, cum, le, cum le primeam înainte, adică da, a zis la nu știu ce, da, așa e, a zis la nu știu ce, da, așa e, nu. La uh, una dintre sesiunile Academiei spunea Dubkovski că el are niște filtre formate el se uită la televizor, nu că nu se uită la televizor, dar el își activează filtrele înainte și zic oh, ce se o ofiși ăsta? Și, și mi-am zis, lasă că o să-mi fac și eu un așa filtre, deși habar nu aveam, nu înțelegeam la ce se referă. Adică cum? Eu de multe ori nu înțeleg sensul cuvintelor oamenilor, dar înțeleg informația energetică din spate. Adică ok, nu înțelegi tu pe vorbe, dar tu știi de fapt cum e acel filtru. Ei și și-am ajuns să-mi creez și eu aceste filtre și să le dau mai departe. Fetiței mele. Legat de noua viață, cu tot cu toate schimbările, modificările și transformările pe care le-a făcut dotera în viața voastră, crezi că mai, mai e ceva de subliniat, de adăugat? Libertatea. Eu, fiind un om al cărui corp, prin provocările de sănătate, a evidențiat închisoarea minții în care trăiam Uh, am început să gust libertatea Pe mai multe straturi Atât libertatea financiară Că pot să mă duc la cumpărături Dacă înainte număram banii N-am fost niciodată cu, cu Hai să facem un Excel cu banii Și să vedem ce unde se duce Na, Asta n-am fost, mi-e foarte greu să fiu așa uh, Dar știam câți bani mai am Și unde Trebuie să se ducă și dacă pot să-mi permit ceva, și dacă de cele mai multe ori înainte îi luam Sofiei și noi rămâneam fără, aveam. Uh, uh, mama îmi trimitea haine de la doamna la care lucra în Spania, că mama am plecat în, în afară. Și mulți ani am trăit cu hainele alea. Acum uh, am și eu bani să îmi cumpăr propriile haine. Nu mă pricep, nu mă pricep, dar am bani să plătesc pe cineva care să-mi spună ce să port în așa fel încât să arăt bine. Serios? Că nu știam treaba asta. Ai pe cineva? Da, da. Nu așa zi de zi, dar da. Am reorganizat garderoba. Da, da, păi când nu știi, eu când nu știu, apelez la cineva care știe. Dacă am timp să învăț, deși nu sunt autodidact, învăț eu despre. Dar e cel mai bine dacă altcineva știe să facă permacultură, să ne aducă roșie sănătoasă, știe să îmbrace și să mă învați și pe mine, să mă achize și așa mai departe. Deci libertatea e liberarea din punctul ăsta de vedere că măcar nu trebuie să faci, nu știu ce, să calculezi neapărat. ce. Ci... Da, să te duci la, la cumpărături și chiar dacă e cardul gol, să nu, să nu mai disperi, să nu te mai ia căldurile că e cardul gol că n-am bani. Nu, e cardul gol pentru că nu mai ai bani pe ăsta, dar ai pe celălalt. Știi? <rătă> Sau ai uitat să îi treci din cont în card. În fine, Uh, și apoi mai e libertatea aia de a-ți a permite să fii tu însuți, sub mai multe aspecte. Uh, în momentul în care ajungi așa, uh, ajungi să te clădești, nu-ți mai este și te clădești atât prin dotera cât și prin informațiile venite din ceea ce ai creat, am mă rog, ai creat în principiu cu Academia și așa, și Nectarul, uh, să nu te mai vezi om mic. Prima oară înțelegi, dacă, dacă ai sindromul ăsta, înțelegi că ești un om mic și apoi, din momentul în care e înțeles, e greu să nu-ți dorești să-l să părăsești pe acel om mic. Pentru că vezi că nu-ți aduce niciun beneficiu. Mulțumesc că mi-ai servit până aici. Nu mi-am dat seama în ce groapă eram. Că dacă eu mi-aș fi dat seama acum 10 ani ce trăiam, probabil să. Nu, nu știu, aș fi intrat într-o depresie profundă sau m-aș fi despărțit de Petru sau ceva s-ar fi întâmplat, aș fi găsit vinovați. E libertatea asta de a, de, a, de a sta tu cu tine, de a te gândi tu la tine și apoi la ceilalți am pus înaintea mea pe ceilalți și n-am făcut bine, pentru că am, am, văzut mereu că dacă eu sunt bine, restul e bine, dacă eu nu sunt bine, casa e explodată. Aș vrea să te întreb aici, știi, că noi avem un, un, citat al lui Platon, pe care îl avem pe mă rog, cover de la grupul de instruire, unde avem așa, căutând binele altora, îl găsim pe al nostru. În contextul acela ce ai zis mai devreme, cum înțelegi tu, căutând binele altora, îl găsim pe al nostru? Păi întâi eu și apoi alții, dar până ajungi la întâi eu și apoi alții Sunt alții și apoi eu De cele mai multe ori, nu zic așa e în fiecare casă Și uh, încercând, chiar și inconștient Încercând să ajuți pe altcineva Deși și aici, cei cu sindromul salvatorului, vă rog să vă închideți urechile Încercând, încercând să fii de folos Că eu asta am făcut, de fapt Am vrut să-ți fiu de folos Așa mi-am construit eu echipa. Am făcut, pur și simplu, ce mi-ai spus. Am făcut. Am mers cu tine. Am... Ajutându-te pe tine, m-am ajutat pe mine, dar habar n-aveam în ce mod o să arate uh, ajutorul ăsta. Doi ani odată cu nașterea lui Vladimir, doi ani jumătate, am reușit să ies din închisoarea minții. Și... Încă mă bucur de crâmpie de libertate și o și gust. Încă sunt în... Nu, nu pot să spun că o trăiesc pe deplin, pentru că mai sunt rămășițe. Dar mă bucur că am fost acolo ca să pot să înțeleg acum. Și așa de la zi la zi mai descoper câte o, o fărâmă de libertate și inclusiv în libertate de mișcare. În network marketing și, bineînțeles, și în network marketingul Dotera oamenii ajung la un anumit nivel, de altfel pe care și îl programează de din într un punct, să zicem, ajung la un anumit nivel, ajung la un anumit rank, ajung la o anumită uh, libertate financiară, dar la un anumit nivel financiar, la un anumit rang și se opresc. Consideră că au uh, câștigat muntele, dacă au escalat, da sau cum e cuvântul român, au escalat muntele, au ajuns în vârful lui și gata și s-au oprit, se pensionează da, sau se retrag, construiesc o și cumva cred că au, pentru toată viața și cred că, mă rog, acolo, că acolo se opresc și atât. Cum în cazul tău? A, e cu... Ne-am oprit? Sau altfel spus, care sunt planurile de viitor? Ce vezi mai departe? Încotro vezi mai departe? Ce vreți să faceți? Pot să și, nu știu, și pentru Petru în același timp? Sau doar pentru tine? Care sunt intențiile și planurile de viitor? Așa? Atâta timp cât oprești rancul, oprești și dezvoltarea proprie, și eu nu am de gând. Vreau să mă descopăr din ce în ce mai mult, că între timp a început să-mi placă de mine, dar la modul sănătos. Și am început să descopăr din ce în ce mai multe lucruri frumoase despre mine, despre care nu știam că le am. Și nu s-ar fi putut întâmpla asta fără dotera. Nu spun că e un proces ușor. Pentru că în momentul în care te uh, întâlnești cu diverse situații mai uh, delicate în echipă, uh, uneori îți vine lași de tot, dar după aia îți aduce aminte, eu mi-aduc aminte, că e, ca atunci când, uh, pot să fac o paralelă cu Travaliu, când mama zice nu mai pot, gata, nu mai pot, și ea e fix înaintea nașterii, expulziei. Așa e și aici. Și mi-aduc aminte... Mi-aduc aminte, mă liniștesc, zic, hai să văd ce am eu de, de învățat de aici, de, de înțeles de aici și dau înainte. Și deja mă, asta a devenit ca un stil de viață. Hai să vedem ce provocări mai vin și de unde mai vin. Și mă, mă iau pe nepregătite, mă regrupez și eu văd ce am de înțeles până la capăt de acolo. La unele mai durează un pic, la altele. Nu, no, depinde de cât de, de importantă și valoroasă e lecția aia acolo. Deci nu, n-am de gând să mă opresc pentru că asta ar însemna uh, și oprirea creșterii mele interioare. Plafonare? Da. Și, uh, într-adevăr, mai sunt perioade de platou și în travaliu sunt perioade de platou. Mi-mi place cum faci, cum compari tu toată activitatea dotera cu... Naș cu sarcina, cu nașterea, cu expulzia, cu... pentru că pe, pe, la toate există uh, o comparație cu, cu partea asta. Ei, există pentru că le-am tot trăit și le <laughs> le tot văd. Tu la un moment dat, într-una din. dacă îți mai aduci aminte într-un. nu mai știu în ce live, în ce ceva am avut noi uh, și ai dat. Uh, neașteptat pentru mine. Uite, Poate chiar n-ar -ar fi rău să reamintim din povestea pentru cei care poate nu au auzit-o. Cred că te-am întrebat uh, despre cum ai făcut dotera sau ceva de genul și ai descris tu modul în care te-ai simțit, cum ți-ai simțit rancul și ai făcut tot o comparație. nu nu mai aduc aminte exact, reamintește-o tu. Cu Cezariana, uh, Asta, -vis, -a -vis de uh, matricele pernatale al lui Grof, al lui Stanislav Grof. Da, la mine s-a simțit ca o cezariană uh, rangul ăsta de diamond, pentru că am, am și fost scoasă din uter înainte de vreme, nici nu eram pregătită, nici nu, na, pur și simplu am fost luată pe nepregătite. Și uh, eu cred că nașterea e ca un fractal. Pot să spun oare așa? sau travaliu și nașterea, dacă aș putea să le pun împreună, sarcină, travaliu... Hai travaliu, hai travaliu să-l punem. E un fractal, el se repetă în tot. În tot ceea ce facem. Și... Na, eu, eu sunt conștientă de partea asta. Eu sunt conștientă că acum, spre exemplu, sunt într-un platou, în ăla în care, în care îmi trag sufletul, după rancul ăla făcut după cezariană, știi? Adică, eu nu mi-e teamă că o să rămân aici. Nu mi-e teamă. Pur și simplu îmi dau timpul ăsta ca să recuperez, să iau din urmă. Adică, nu te-ai simțit cum ar spune unii. Mă sunt blocat în rang, da? Nu știu. Tu nu simți ca un blocaj în rang. Ce ca pe o perioadă normală, firească, ca un platou într-un travaliu normal, firesc, înainte de. Da, da, da. Am avut tendința să asociez asta cu un blocaj pentru că așa părea. Dar uitându-mă mai profund, am realizat că de fapt este o fază de platou în care dar când inspir, inspir informație, inspir practică, inspir ceea ce am de făcut pe mai departe și după aia să le, le dau drumul și în... să se manifeste. Deci o să urmeze și prezidentul Diamond doar că va fi un copil uh, de la născut la 43 de săptămâni, da? Am deja unul. Minola, noi puteam să mai stăm de vorbă încă mult, mult timp, dar uh, mică deja, nu mai încăpem în timp, aveam profesoară eu de chimie liceu, care așa zicea, nu încăpem în timp. Uh, pentru că nu mai încăpem în timp, aș vrea totuși să nu ne lași neterminați cum ar veni cu să fim cu tot cu expulzii astăzi. Uh, Spune-le celor care ne urmăresc, începătorii care ne urmăresc, cei care s-au lăsat, s-au inspirat din podcastul de astăzi, din conversația noastră de suflet de astăzi și povestea voastră de succes. Uh, și vor și ei. Ar vrea și ei, ar cocheta și ei cu ideea de ok, mai hai să încerc și eu hai să fac dotera. Care ar fi alea, Știi mai știi povestea cu 132 de pași să se implică către succes. Nu e nu nevoie de 132 de pași. Dar măcar care ar fi direcția din punctul tău de vedere, știi? De la tine. Cam ce ar, de unde ar trebui să înceapă, ce ar trebui să fac. În primul rând, eu le-aș recomanda să se uite la sticluțele pe care le au, și să-și să eu nu pot să-i să-i încarc cu încrederea pe care am eu, o am eu în natură deja. Dar pot să le garantez că au cel mai minunat produs și în momentul în care se duc la cineva cu el, nu îl deranjează, ci le aduc efectiv o, o bucurie, sănătate la pachet, plus altele. Dar în, în, primul rând au o mare valoare pe care o au Vă de dus mai departe. Și chiar dacă nu știți cum să faceți lucrurile, nici eu n-am știut cum să fac lucrurile, dar mi-am luat un ghid, un mentor și m-am ținut după el. Mergeți la toate seminariile la care puteți merge. Citiți ceea ce vi se recomandă. Uitați-vă la videourile care vi se recomandă. Eu țin minte că m-am uitat la tot, la toate videourile pe care le postai tu în timp real, până când am născut pe Vladimir și n-am mai putut. <laughs> n-am mai avut cum să țin pasul. Dar au fost totuși, până în 2021, din 2017, au fost patru ani în care am efectiv am stat și am uh, adunat informație. Am adunat, am adunat, am adunat. N-am înțeles din prima dată să o practic, ca să o integrez. Am înțeles ulterior. Dar am adunat informație. Este extrem de important procesul ăsta de... de culegere de informații și pe astea le culegi de la seminarii, le culegi din live-uri, din... Și informația este. Slavă Domnului, acum este peste tot informație, nu trebuie decât să o accesați. Și să, poate dacă mai sunteți ca mine, să vă puneți un pic lenea aia deoparte și să vă puneți la treabă. Mesajul tău, fiind de final, e antilene. Da, eu sunt o fire mai comod așa din. Și uh, universul a făcut tot ce a putut să mă scoată din comoditate. Nu pot decât să i mulțumesc acum că uh, a uh, fost de bine. Dar uh, chiar da, chiar dacă ești comod, are leac tot. Eu uh, îți mulțumesc pentru astăzi, îți urez uh răbdare în, continu, în drumul ăsta al ieșirii din zona de confort, cum arăt, din confortul ăsta, să, să ții, să, să cumulezi în continuare experiență, cunoaștere, înțelepciune și să ne mai revedem în podcastul ăsta cu o altă doză uh, de înțelepciune, într-o altă conversație de suflet pe care sper să o avem, poate atunci ni se alătură și Petru și aflăm și din, uh, din gura lui și pe partea lui de poveste și viziunea lui, Aici încheiem episodul nostru de astăzi. Povești de succes, conversații de suflet cu mini, ca de obicei, gazda voastră, da? Elena Cimpoieșu, până la un nou episod.